vedeam așa la noi doi. Că ce? Cum o să fim pe viitor? Dar nu-ți mai face planuri. Știi că planurile niciodată nu ies. Da, știu. Să fim bine acum. Și să rezistăm. Tu nu poți să stai. Dacă mai stau 2 săptămâni, să zici mersi. Dar ți-am zis, nu... Acum că ești tu lângă mine, mă ajută foarte mult. Dar dacă peste un timp anunț că nu mai pot, vin și vorbesc cu tine. Dacă vrei să ieși, bine. Dacă nu, nu poți să iau cu forță, Doamne ferește. Faci doar ce simți. Eu da, dar eu nu pot să decid ceva așa în scurt timp. Nu am zis, mi-am zis pe un timp. Ți-am spus mai devreme că maxim o lună cred că mai stau. Tu ai avea încredere în mine dacă am plecat mâine? Sau peste 2 săptămâni? Sincer, nu. Dar la fel cum te-ai comportat cu mine și mi-ai dat atenție ultimele zile, am încredere în tine și dacă merg pe încredere, merg. Sper să fie bine. Și aseară am stat și m-am gândit singur. Mi-e frică să nu mai pun suflet iarăși și să pățesc iarăși. Poate a fost și bine, dacă poate mă arunc cu capul prea repede. La câteva zile de la formarea unui cuplu oficial, Cătălina și Ionuț stau de vorbă despre prezent și viitor. Însă temerile lui Ionuț nu sunt de bun augur, mai ales că și Cătălina le are pe ale ei. Și nu degeaba. A fost o chestie care m-a deranjat, la modul că dacă vrei să vii, dacă nu, nu poți să te iau cu forță. Stai, tu nu stai pentru mine pe aici, acum ar veni, adică la modul ăsta, știi? Și eu dacă zic că nu vreau să plec, tu ce faci? Pleci, nu? Bine, nu ar fi un lucru rău să mă întorc acasă, dar nu e cazul acum. I-am făcut semn în emisiune de 100 de ori să nu mai zică ceva. Dacă e interesant. Hai că trebuie să fii și noi atenți. Atent, trebuie să fii la mine. Nu, nu, trebuie așa. Nu o să fim, dar trebuie să ai și tu răbdare. Am învățat și eu. Am văzut. Sper să mă tunești pe mine, vii mâine, poi mâine, ca lumea. Nu m-am prins de lucru, până cât în părți m-a luat așa la mișto. Nici barba nu-i făcut, ce... Calmează-te. Vorbea despre el multe lucruri. Că de ce nu mă uit la el, că de ce nu știu ce, că pot să întreb ceva pe Ștefania, la modul că el e foarte nesigur așa, adică crede că eu interpretez orice, dar eu nu interpretez nimic, că mie gen nu-mi pasă, la modul, băi, cât îmi pasă mie, știi? El nu mă ajută că e agitat el și eu nu am cu cine să vorbesc, la modul, știi, cum vorbesc cu voi? Da, nu te liniștește, nu-l simți aproape, nu... Eu nu știu, e pregătit, dar e pregătit în felul lui. Nu știu ce fază ar putea să țină pasul cu el. Sunt chestii drăguțe care îmi plac, dar nu... Să zic, gata, mă, hai că gata, te iau. Trebuie să stau să văd cum ești. I-am zis, eu trebuie să te văd pe tine mai multe situații, nu... Pentru el contează foarte mult și părerea lumii. Da, da, eu sunt sigură de asta. Eu cred că asta l-agită cel mai mult. Eu cred că se va mai potoli, sper. Dacă nu, vom vedea ce se va mai întâmpla. Mi-a mai amintit o chestie care mă deranjează la Ionuț. Nevoia asta de a simți... Să-l asigur că eu nu o să renunț eu, știi? El se focusează mult pe el. Pe cum e el, cum arată el. Și am vorbit și cu doamna Ermina și i-am spus. Mâine o să am material în care Ionuț o să fie supărat toată ziua, că o să zică că nu știu ce... Ce material, că ce? Și o să zică el, că am zis eu, că e el agitat, dar eu am zis și lui, dar oricum el n-a înțeles. Eu oricum îi transmise semn deja, eu îl știu cum e și o țară la început cum e el. El nu e omul, adică eu i-am spus de când am plecat de acasă, băi băiatule, noi mergem acolo, dar tu trebuie să te gândești cum ești tu în viața reală, tu nici unul nu stai închis undeva. Dânsa cred că s-a supărat puțin pe mine, că a zis, a, bine, că dacă nu-l mai place sau ceva în genul ăsta, să-mi zici, să... Dar știți de ce? Că pune presiune pe mine. Că hai, că nu știu ce, hai. Ho! Așa, hai să luăm pendelete, să despicăm firul în patru, ca să înțelegem și noi. Mie mi s-a părut că la petrecere erați bine, ieri la fel mi s-a părut că erați bine, dar de fapt voi, sau cel puțin tu, Cătălina, te simți așa un pic, ești presată de el? Iar am primit și o scrisoare de acasă și nu pot să vorbesc foarte mult pentru că mă emoționez și mi-e dor de voi toți și vă iubesc. Și mi-a scris prietena mea. Te iubesc mult și mi-e dor de tine și de mami și de toată familia mea. Și
eu cumva eram cu gândurile mele și el mă agita mai mult, dar eu nu i-am spus asta lui și cumva eu așteptam să simt asta, dar necunoscându-mă, nici el n-avea cum să ghicească că eu sunt, mă gândesc la altceva în timpul ăla. Da. Ți se pare agitat, ai spus că e și am văzut cu toții că e. Crezi că se grăbește? Adică, și întreb și eu de ce graba asta, unde să vă grăbiți, că teoretic stați 4 luni în concurs. Da, asta am încercat să-i spun, că momentan trebuie să ne cunoaștem aici. Că n-aș putea să plec peste 2 săptămâni cu el, pentru că nu am încredere. Dar și nu știu cum este. De ce s-a pus problema să plecați? Pentru că el a spus că nu mai poate, nu știe cât mai poate să stea în casă, să reziste. Dar ce îl deranjează? Faptul că stă închis, că el avea activități afară, aici se plictisește, cred. Da, tu ar trebui să fii principalul motiv pentru care... Asta am și spus pe material. Ar trebui să stea pentru mine, dacă își dorește. Adică el ar vrea, dacă iese el, să te ia cu el și să plecați în lume. Da, dar eu nu pot să fac asta așa în scurt timp. Că înseamnă că am venit degeaba, că poate nu o să ne înțelegem afară. Corect, e posibil să vă certați a doua zi afară. Una este viața voastră aici, mai ales așa, pe fondul ăsta, al faptului că nu vă cunoașteți practic deloc. Da. Alta e când ieșiți afară și sunt toate tentațiile, poate le descoperi foarte gelos. Este. Este? Oh. Este. I-a și spus că are o temere că or să intre alți băieți. Pe afară, și când ești, sunt posibil o multitudine de băieți. La fel cum e posibil să intre și alte fete. Da. Dar nu te deranjează că deja el are atitudinea asta de bărbat cocoș, ca să spun așa, e o tipologie. Calcă-mi și mie cămășile, tunde-mă și pe mine, fă-mi și mie barba. A, nu, 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 a spus că așteaptă să vină să-l tundă cineva, nu să-l tund eu, că oricum nu mă pricep. Și cu cămășile am vrut doar să-l ajut, n-a fost un gest pe care l-am simțit a se impune, nu s-a impus. Și fetele au avut aceeași părere. Am văzut că Ștefania cumva ți-a confirmat temerile. Dar în scrisoarea pe care tu ai primit-o de afară, de la prietena ta, era vreo referire la Ionuț? Nu. Mi-a spus doar că să fiu cum sunt acum și că este mândră de mine. Uh-huh. Și de ce te-a dat un pic peste cap scrisoarea? M-am gândit la cum eram eu înainte, până să vin aici, la viața mea, la oamenii cu care stăteam, unde mergeam. Așa, ca tipologie, cum era fostul tău prieten? Are ceva din Ionuț sau... Nu era așa de agitat, dar se asemănau cumva. În timpul discuției ieri, în timpul emisiei, când noi ne uitam cu toții la un material, el tot timpul avea ceva de comentat și tot spuneai, hai să fim și noi atenți, hai să... Da, în ideea în care am crezut că poate o să ne întrebați ceva și noi nu o să știm ce să răspundem. Mm-hmm. Cel mai rău șușotea câte ceva. Mm-hmm. Doamna Ermina, iată că deja... Sunt niște... Ea știa, că eu i-am spus de la început cum este el. I-am spus că dacă noi și doamnele la pensiune, cred că l-au observat, dacă noi vorbeam ceva foarte important, venea Ionuț dintr-o dată și spunea, mie mi-e dor de câine. Adică noi nu aveam nicio legătură cu ce vorbeam. Are stilul ăsta lui de a se băga într-o discuție neîntrebat. Uh-huh. Și chestia cu agitatul și cu asta, i-am spus de acasă, tu nu ești un copil să stai închis, cum nici ceilalți nu sunt, dar el avea o activitate foarte intensă. Uh-huh. El dacă nu era în casă, era cu câinele, dacă nu era cu câinele, era la antrenament și tot așa. Te aduce în domnule câinele. Păi i-am spus, ia-ți câinele cu tine să ai activitate. O să puteți să-i deranjeze pe băieți, nici nu știu cum e regulament, o să mă interesez. Dacă asta ar putea să-l calmeze. Păi nu știu, cred că da. Și e și teama, că el mi-a spus și mie că tot timpul treabă de Ștefania, de ce? El trăiește cu impresia că Ștefania, fiind prietenă cu ea, o să-i spună ceva despre el de rău și... Dar ea mi-a explicat, fata, chiar nu are nimic cu tine. Acum, fetele mai discută, păi, n-avem ce asta să e normal să vorbească. Cum vi se pare? Ce? Despre ce vorbim aici? Scuzați-mă că vă deranjez, dar suntem și noi aici. Avem o discuție despre... Eu nu văd pe fata asta, pe Cătălina cu Ionuț. Nu? Nu. De ce? Nu văd. Nu-i tipul ei, nu-i genul ei. Nu? Da, despre David și Lorena? Da, da. Da? Da. Mi-aș dori foarte mult. Da, eu știu că i-am văzut acolo, șușoteau, au fost niște discuții. Avea o nemulțumire, David. Știu că are. Apropo de...